Bună ziua, dragii noștri cititori! Sunt gazda dumneavoastră, Sorin Lucaci, și iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta, un prilej frumos, este vorba despre Black Friday. Black Friday, zi pe care o sărbătorim în fiecare an, în care retailerii din orice domeniu vin cu foarte multe reduceri pentru consumatori. Astăzi vom vorbi despre industria cărții, vom vorbi despre titluri, despre cărți. Alături de noi este Augusta Oniță, reprezentant Libris Brașov. Cu ocazia asta vă invităm să intrați pe platforma, pe site-ul libris.ro, și de asemenea manager al librăriei Ștefan Octavian Iosif din Brașov, o campanie inițiată de editura Herald cu ocazia acestei zile, cum spuneam puțin mai devreme, de Black Friday. Augusta, ce înseamnă această zi din punctul de vedere al retailerilor de carte, mai ales în condițiile actuale? Pentru că, iată, știm foarte bine că din luna martie încoace, de când cu pandemia, nu mai avem voie să mai organizăm evenimente culturale, lansări de carte în mediul offline, în librării. Totul parcă s-a mutat în mediul online, pe site-urile de carte, site-urile editurilor sau site-urile librăriilor. Și este foarte greu, trebuie să spunem, să recunoaștem, este foarte greu pentru industria cărții, pentru piața de carte. Ce reprezintă această zi? Este un prilej, este un motiv prin care iubitorii de carte, cititorii de carte accesează site-urile editorilor sau site-urile librăriilor. Contează atât de mult o reducere substanțială când vorbim despre carte? Bună, Sorin! Vreau să îți mulțumesc pentru această invitație. Recunosc că urmăresc cu mare interes și drag toate emisiunile tale, pentru că, după cum se poate vedea, suntem obișnuiți să ne adaptăm. Fie că vorbim de o adaptare online, fie că vorbim de toate măsurile care trebuie să le luăm pentru a păși într-o librărie fizică, cumva am învățat să facem aceste lucruri și Black Friday este un alt prilej de a profita de tot ce îți poate oferi o librărie sau site-ul online de carte. Bineînțeles că în domeniul cărții reducerile contează, pentru că în felul acesta poți să cumperi în loc de o carte două și să o dăruiești unei persoane dragi, mai ales acum că suntem în prag de sărbători, dar în același timp poți să cumperi și pentru copiii familiei tot ce-ți dorești, pentru seniorii familiei o lectură în plus, pentru că vin zile friguroase, îndemnul general este evident să stăm în casă și atunci o muzică bună, o carte potrivită, un ceai cald sunt ingredientele absolut ideale pentru a ne petrece zilele care urmează, zilele de sărbătoare într-un mediu plăcut. Noi ne bucurăm că facem parte din această tradiție a Black Friday-ului de foarte mulți ani. Ea a ajuns în România și în magazinele fizice, așa că librăriile cumva profită de această zi să stea de vorbă mai mult cu cititorii și să îi îndemne să experimenteze lucruri noi. Este o tradiție în librăria Ștefan Octavian Iosif. De foarte mult timp, cumva, lumea se pregătește pentru acest Black Friday și eu cred că economiile pentru cărți vor fi puse la bătaie și lumea va pleca cu teancuri de cărți acasă, după cum suntem obișnuiți și din anii trecuți. Poate că vizitele sunt acum mai precaute și este normal să fie așa, dar cu o bună organizare și cu toate măsurile de prevenție luate în mod optim, se va putea realiza o vizită în librărie care să fie foarte plăcută și foarte, din punct de vedere financiar, foarte benefică. Ca manager în industria cărții, manager al unei foarte importante librării din Brașov, aș vrea să te întreb în această perioadă, și mă gândesc, de fapt sunt două întrebări. Prima întrebare ar fi dacă, firesc, dacă a crescut volumul de carte achiziționată online,
da? Pentru că, iată, sunt mai puțini cititori în librării. Iar pe de altă parte, dacă s-a schimbat cumva în topul preferințelor cititorilor. Acum, într-adevăr, ca reprezentant al editurii Herald, când vorbim despre literatură de spiritualitate, dezvoltare personală, literatură sapiențială, eu unul cel puțin am observat un fel de, să spunem, de schimbare în preferințele consumatorilor de carte, de la beletristică, care a fost întotdeauna pe locul întâi, indiferent că vorbim de beletristica literaturii universale sau cea românească, dar se observă probabil în ultimii, hai să spunem, 10-12 ani, un trend ascendent pe ceea ce înseamnă partea aceasta de cărți de înțelepciune, texte sacre, tradiții spirituale. Tu cum ai observat acest comportament? Într-adevăr, vânzările online în perioada aceasta sunt mult mai ușor de făcut și într-o oarecare măsură suntem îndrumați să accesăm aceste canale de către autorități, dar lumea totuși alege să vină și în librării, chiar dacă mai rar, pentru că este o experiență diferită și cumva îți încarci bateriile din acea interacțiune umană în care schimbi o impresie despre o carte, ceri un sfat care ar fi mai potrivită, care ar fi noutățile. Și cumva librăriile și-au păstrat rolul lor chiar și în această perioadă. În privința alegerilor, da, suntem datorită întregilor circumstanțe, a emoțiilor, a stresului pe care vrând nevrând îl luăm zilnic ca pe o obișnuință mai nou, cumva deschiși spre o zonă a ajutorului care vine din literatura sapiențială pe care spuneai că Herald o reprezintă atât de bine pe piața de carte din România. Da, acest fenomen este în creștere, dar el era în creștere, spun eu, încă dinaintea debutului pandemiei. Cumva este o zonă care devine din ce în ce mai căutată de către cititori. Evident, avem nevoie și de cărți care să ne relaxeze, așa că beletristica are în continuare un rol important în alegerile pe care le fac cititorii. Dar un curent foarte interesant este cel al cărților pentru copii, care merg tot în zona înțelepciunii, pentru că și cei mici au nevoie să treacă cu bine de această perioadă și pentru ei presiunea este la fel de mare ca și pentru noi adulții și fiecare o interiorizează în felul său, dar întotdeauna cărțile sunt un sprijin de nădejde în a traversa perioadele grele din viețile noastre. Iată, dragi cititori, cu îndemnul și cred că și Augusta este în asentimentul meu, vă facem împreună acest îndemn pentru că vine perioada mai rece și oricum trebuie să stăm mai mult în casă și în contextul actual. Iată, cartea este un lucru foarte important, cum spunea Augusta, alături de o cafea, de un ceai, de o muzică ambientală bună și de căldura din casă, dar și din sufletele noastre. Cartea, cel mai important lucru, privim cartea ca pe, să spunem, un mod de viață, un stil de viață. Intrați așadar, vă facem această invitație de a intra pe site-ul libris.ro, de a intra pe site-ul librăriei Șteo Iosif din Brașov, de asemenea și pe site-ul editurii Herald, pentru că iată un prilej foarte bun, Black Friday, vinerea aceasta, pentru toți iubitorii de carte. Mulțumim foarte mult, Augusta Oniță, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi călduroasă, o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere și mulțumesc mult!